România este de departe cel mai mare partener economic al Republicii Moldova. Ce ne puteți spune despre investitorii Republicii Moldova în România? Bine, cea mai mare investiție pe care România a făcut-o, de exemplu, în ultimii ani, este construcția interconectorului de gaze naturale Iași-Ungheni-Chișinău. Datorită acestei conducte, acestui gazoduct, în toamna anul trecut am reușit să menținem echilibrul, presiunea necesară în sistemul nostru gazefier, astfel încât să evităm o criză mult mai amplă energetică în Republica Moldova. Deci interconectorul funcționează și este gata acum să ne furnizeze și gaze naturale din surse alternative. Se caută acum surse alternative. Ne sperăm foarte mult să aducem și din Azerbaijan gaze naturale prin sistemul energetic al României, împreună cu România, astfel încât la anul viitor să fim mult mai bine pregătiți. Bine, avem și alte proiecte importante în domeniul transporturilor, care vor atrage investiții, cred eu, mult așteptate din România. Același pod va fi construit cu asistența întreaga României. Resursele financiare vor fi alocate exclusiv de România, deci este o investiție importantă în infrastructura noastră comună, care ne va lega și va conecta Republica Moldova și economia noastră la spațiul economic al României, dar și european în viitor. De asemenea, sperăm foarte mult că vom avea în următorii ani și investiții importante în sectorul energiei electrice în România. Sper foarte mult că acest lucru se va întâmpla. Este nevoie și cred că acest lucru a fost spus clar la ședința comună a guvernelor, că este nevoie de o susținere politică pentru astfel de investiții strategice în economia noastră. Investiții de asemenea importante ne dorim și în domenii precum ar fi procesarea produselor noastre agricole. Cred că aici este un domeniu unde avem foarte multe oportunități de afaceri și împreună cred că noi putem extinde exporturile noastre spre piața Uniunii Europene.